Razii de amploare ale polițiștilor din Deva și Hunedoara în noaptea de sâmbătă spre duminică. Peste 1300 de persoane au fost legitimate și au fost verificate 331 de autovehicule, inclusiv prin utilizarea aplicației EDAC, iar o parte dintre persoane au fost supuse controlului corporal și au fost conduse la sediile Poliției Municipiului Deva și Hunedoara pentru verificări suplimentare. Scopul activității polițiștilor este unul preventiv. Dorim să prevenim și să combatem producerea unor fapte antisociale în segmentul stradal. Totodată acționăm pentru identificarea persoanelor bănuite de comiterea unor infracțiuni, dar și pentru asigurarea fluenței și a siguranței rutiere, a reducerii numărului de evenimente rutiere prin combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere. Dintre acestea menționăm cu precădere consumul de alcool sau substanțe interzise. În acest sens, polițiștii rutieri au folosit toate aparatele de testare a consumului de alcool sau substanțe interzise, iar persoanele care au fost depistate ca urmare a acestor testări având valori pozitive urmează a fi conduse la unitățile medicale pentru prelevarea probelor biologice. În cadrul activității au fost implicați peste 100 de polițiști din cadrul structurilor operative cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, dar și a colegilor din cadrul Jandarmeriei Române. În urma neregulilor constatate au fost aplicate 142 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 77.000 de lei. Dintre acestea, 108 sancțiuni au fost aplicate pentru abateri la regimul rutier, 11 sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea normelor de conviețuire socială. Totodată au fost testați în trafic 128 de conducători auto pentru consum de alcool sau droguri, iar pentru neregulile constatate au fost reținute 8 permise de conducere și 7 certificate de înmatriculare. Acțiuni preventive asemănătoare vor avea loc și pe raza altor localități din județ, în scopul asigurării climatului de ordine și siguranță publică.